v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Alfa Omega în Obiectiv. Astăzi vrem să vă facem martori alături de noi la un eveniment la care a fost parte nu de mult, împreună cu unul din colegii noștri, cu iar colegul Niculescu, care a înregistrat această emisiune, a fost la Cluj. La Cluj a avut loc un eveniment bizar, interesant, mai neobișnuit, un hackathon, așa i-au zis ei și așa a intrat în limbajul lor, în care s-au întâlnit tineri creștini implicați în IT, în tehnologie, în zona calculatoarelor. A fost o zi cu totul deosebit, am fost acolo, am fost martor timp de o zi, ei au ținut și a doua zi, însă am fost martor unor experiențe deosebite, unor abordări mai neobișnuite, a lansării unor proiecte, a discutării unor aspecte care țin de impactarea societății cu valori creștine, bineînțeles, folosind tehnologia IT. Eu am fost pentru probabil că cel mai vârst acolo și tineri foarte mulți care puteau să fie copii sau nepoți, discutau despre modalități prin care împărăția poate fi extinsă cu ajutorul tehnologiei. Cred că este, noi ca oameni de biserică, care mergem de mulți ani la biserică, trebuie să ne gândim foarte serios în ce măsură încurajăm, potențăm, înțelegem pe acești tineri care abordează problema aceasta a extinderea împărăției prin prisma accesului la uneltele tehnologiei. Ne place, nu ne place, vrem să fim sau ne temem să fim controlați de tehnologie, dar noi câtă vreme putem și avem posibilitatea, trebuie să folosim uneltele oferite de IT, de tehnologie, de știința computerelor pentru a extinde împărăția. Pe finalul acelei prime zile am avut și ocazia să spun câteva cuvinte și colegul meu a înregistrat ce am spus acolo. Vă fac și pe dumneavoastră martor al lucrurilor pe care le-am spus. Am încercat să sintetizez în 5 minute ce este cu noi, ce vrem, cum vrem. Le-am spus și despre Alfa Omega, care celebrează 30 de ani în acest sezon, și despre faptul că noi, într-un fel, sau într-altul, de la început, încercăm să folosim tehnologia, uneltele, instrumentele media pentru a răspândi valorile împărăției. O scurtă secvență din intervenția mea pe final, acolo, în această întâlnire care s-a numit Hackathon. Mulțumim, domnule, că una din direcțiile pe care le-am îmbrățișat încă de la început acesta este a promova valorile împărăției în toate segmentele societății, inclusiv în zona de business sau de IT, de care ați vorbit mai mult în această zi. Eu personal sunt IT-ist de meserie, zâmbiți, râdeți, am 71 de ani, am absolvit în 77 facultate de automatizare și calculatoare din Timișoara, am lucrat ca IT-ist în cercetare mulți ani de zile, timp de 40 de ani, nici mie, nici soției mele pe care am cunoscut-o în facultate, nu ne-a vorbit nimeni despre Domnul și a fost o întâmplare mai deosebită. V-ați putea spune mai multe, dar să știți că noi am trimis o generație noastră în timpul comunismului, mulți dintre dumneavoastră nu știți cum este cu comunismul, dar în societatea comunistă era una care te spăla pe creier și n-am avut de-a face, n-am avut cum să știm despre Dumnezeu. De aceea vă încurajez în orice ce faceți, în activitatea dumneavoastră, nu uitați să aveți acolo în centru că slujiți pe Dumnezeu și sunteți, cum zicea cineva dintr-un interviu, pescar de oameni, cu uneltele pe care le aveți, cu instrumentele pe care le aveți, să aveți această motivație, pentru că poate că sunt oameni așa cum am fost eu, ateu, nici măcar n-am fost catolic sau ortodox, am fost ateu convins și eu și soția mea, care poate n-au auzit timp de 40 de ani despre Domnul. Poate dumneavoastră prin ceea ce faceți, vorbiți despre asta și spune și sunteți acolo prezența Domnului în medii în care alții nu pot să pătrundă. Acum, noi la Alfa Omega, sigur că cum spunea cineva, promovăm mai mult împărăția, promovăm împărăția și nu parohia. Asta facem, să vă rugați pentru noi să putem să mergem mai departe, promovând valorile Domnului în acest moment. Ce pot să vă spun, ce am mai vorbit așa în particular și cu Corneliu și cu Filip, în urmă cu niște ani de zile, Dumnezeu a început să vorbească profetic, poate unii vă ispitiți de acest cuvânt sau nu, despre faptul că Clujul devine și va deveni în planul Domnului un fel de hub de inteligență pentru România și va impacta țara pornind din Cluj. Așa că și această inițiativă, mică cum este ea, cred că face parte dintr-un plan mai mare al Domnului de a impacta națiunea. Și așa să vă gândiți, cred că sunteți o mână de oameni aici care poate aveți skill-urile, nu sunteți oameni de biserică, sunteți așa cu probleme, cu provocări, să știți că Domnul va folosi inițiative ca aceasta pentru a impacta națiunea. După aceea, nu numai națiunea pe zona de IT și dezvoltare, cred că chiar dacă noi suntem o țară la capătul listei europene, Dumnezeu este un specialist în a restaura lucruri și cred că Dumnezeu, intrăm într-un sezon pe care mulți l-au simțit deja de accelerare a lucrurilor și cred că face parte dintr-o restaurare puternică a planului Domnului pentru România. Este
în acest plan și raportarea noastră la Israel. Spunea fratele care e jumătate evreu aici că faptul că vă încurajăm să binecuvântați Israelul este și are și un revers acela al victoriei noastre, dar e vorba de alinierea planului, alinierea noastră ca națiune la planul Domnului cu Israelul, dar și alte lucruri. România a fost sub presiune, și-a păstrat valorile, identitatea și așa mai departe. Și Domnul a vorbit în mod specific. Dumnezeu în această vreme restaurează România și sunteți parte din această, ca generație, sunteți parte din această restaurare a țării, pe care Domnul face în regim accelerat acum, în acest sezon, în următorii 2-3 ani. Urmăriți, vedeți cu ochi spiritual ce Dumnezeu face, cum restaurează România și România va deveni și economic, cum se spune, mulți zic așa, glumesc, coșul de pâine al Europei a fost între cele două război mondiale, dar și prin IT, și prin tehnologie, și prin bogăție pe care Dumnezeu așează România în viitor, Dumnezeu vrea ca România să fie o platformă de binecuvântare și a românilor și a națiunilor. Mai vreau să adaug așa în final, că aș putea să vă spun mai multe. În țările acestea este europene, că Polonia, că Ungaria, Cehia, Bulgaria, Sârbia, sunt în total vreo 2000 de evanghelici, 2 milioane, iertați-mă. În total adunați la loc, acum numele sunt relative, născuți din nou, să ne născuți din nou. Din aceste 2 milioane de evanghelici în estul Europei, 1 milion trăiesc în România. Țările din jurul nostru, țările europene, se uită cu mare speranță la România. Ce va face Dumnezeu în România? Cum va face? E un potențial uriaș, cum ziceți voi aici în engleză, că de multe ori ați vorbit mult în engleză astăzi, to whom is given a lot, is asking a lot. Dumnezeu vine vremea să ceară mult de la România și i-a dat mult României și așteaptă și de la noi și de la voi ca să fiți agenți ai schimbării și a restaurării planului Domnului cu România. Vă mulțumesc pentru acest lucru, să vă așteptați să vă mai contactăm, să mai venim. Dumnezeu ne-a spus specific să venim aici să vă încurajăm să fim alături de voi. Sunteți mulți de vârsta copiilor mei, să zic așa. Și ceea ce faceți este important în planul Domnului. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze, să faceți să fiți lumina în întuneric și să ne ajutați și pe noi. Avem și un mic stand de cărți. Am tipărit și noi niște cărți, 13-14 cărți, care sunt despre valori creștine în societate. Avem și o mică editură, dar un segment important din această editură este și valorile împărăției în zona de afaceri. După cum știți, și asta nu luați ca un comentariu rău sau nu, în multe biserici, mulți lideri de dumneavoastră spun, dom'le, noi ne separăm de lume. Biserica e biserică, împărăția e împărăție, cu ale lumii, noi ne separăm de lume, să zic așa. Dar zona de dependențe, zona de valori creștine în societate, face parte din modul de operare al Domnului Iisus. Deci vă încurajez să mergeți înainte, să depășiți o mentalitate de tip biserică, de uși închise și să impactați și să extindeți împărăția cât se poate dincolo de zidurile bisericii. Acesta este gândul meu, Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe slujitorii voștri care v-au slujit în acest context, să vă rugați pentru ei, pentru că fiecare are provocări mari. Cum să zic, new levels, new devils, deci cu cât intrăm într-un nivel de operare mai mare la nivel de lucrări, că sunt de media, că sunt de IT sau de business, cu atât și opozițiile sunt mai mari și cred că domnul pe măsura lansării, să zic așa, pe măsura unei intensificări a confruntării spirituale și el cu armatele lui de îngeri și cu revărsarea Duhului Sfânt și intensifică prezența și activitatea lui. Am spus acolo la acest hegaton mai multe lucruri ce mi-a dat Domnul să spun pe moment. Vorbeam printre altele de faptul că Dumnezeu are în plan să folosească România ca o platformă, ca o zonă, ca un hub și tehnologic. Dumnezeu ridică multă înțelepciune de aici, din România. Sigur că orașe precum Cluj, ne-a vorbit de multă vreme de faptul că Cluj va fi ca un centru tehnologic de IT, nu numai României, dar și al întregii Europe, dar și România în general. Cred că Dumnezeu o ridică, o potențiază și folosește mingile strălucite care se nasc aici în România pentru a ridica potențialul acestei țări. I-am și provocat și pe tine să-ți gândească să fie cât mai activi, cât mai dinamici, să folosească tot ce pot în timpul care mai au la dispoziție, pentru că va veni o vreme când prin tehnologie controlul global va fi peste noi, peste creștini, dar planul ce trebuie să folosim la maxim. Desigur că am luat câteva interviuri, unele o să le puteți urmări în emisiunea asta de știri, altele în alte ocazii cu diverse prilejuri, dar noi am selectat acum câteva grupuri de mărturii de la câțiva tineri și i-am întrebat pe final pe fiecare cum știu, cum percep Alfa Omega. Iată câteva dintre ele într-un prim calup. Misiunile care le faceți ajung la foarte mulți oameni. Deci faceți un impact în societate. Cel puțin să conștienți de că cineva mai vorbește și mai se ocupă de acest aspect.
E televiziunea pe care părinții mei o urmăresc cu drag și este o sursă și o resursă pentru oamenii care au nevoie, mai ales acasă, de un prieten care să le mai spună despre Domnul și să nu fie... sunt oameni pe la care nu trece nimeni. Și prin televiziune creștină, prin Alfa și Omega, Hristos ajunge la oameni acasă. Părinții mei locuiesc în Bolintin, Vale Giurgiu, sunt pensionari și noi așa am auzit Evanghelia. Noi, copiii, am fost expuși la Evanghelie de părinții noștri prin Radio Vocea Evangheliei și prin tot ce însemna expunere de genul ăsta. Da. Faptul că există o televiziune creștină, știu că există mai multe, dar nu există foarte multe, asta e ideea. Nu aș putea să zic că sunt un, cum să zic eu, urmăritor fidel al canalului Alfa și Omega, dar am văzut lucruri faine care s-au derulat acolo și consider că faptul că există în contextul ăsta al nostru de țară și că merge înainte cu lucrurile în care poate să ajungă la toți oameni prin intermediul televizorului, asta mi se pare un lucru foarte bun, mai ales acum în contextul în care informația reprezintă o mare resursă pentru toți. În acest prim calup, câțiva tineri participanți la acest hackathon Cluj, prima ediție de acest gen, cred că vor urma și altele, din Cluj, din aprilie 2024, a spus câteva cuvinte Alina Țermure de la Astencor. Interesant, Alina vorbea de nevoia de educație în zona financiară. Într-adevăr, în zona evanghelică este puțină educație în zona financiară, cum să administrăm banii, cum să folosim, cum să economisim. Cred că trebuie să acordăm atenție acestui aspect încă de la copiii de vârstă mică până la oameni maturi, care nu știu, evită subiectul banilor, se lasă robiți și nu știu să administreze bugetul personal. Da, am mai spus câte ceva și Simona de la Organizația Mici Explorator, organizația care își propune să extindă împărăția în rândul copiilor și cred că am mai avut și pe Radu Șerban de la Contrast. Noi cei mai tineri știm de Radu Șerban pentru că prin trupa Contrast multe generații au fost provocate în închinare din acea vreme. Trupa Contrast este cunoscută de cei din veteran, să zic așa, ca o trupă de referință. Și acum un al doilea calup cu alții pe care am întrebat acel lucru, care abordează poate din alte aspecte cum văd ei Alfa Omega. Ne bucurăm că există un canal unde se difuzează materiale bune și cu învățătură bună pentru toți oamenii și sper ca lucrarea asta bună să continue și să fie cât mai adaptată pentru tine și pentru oameni de toate vârstele, astfel încât oamenii să găsească sprijin și încurajare din ceea ce primesc. De Alfa Omega am auzit de la începuturi și cred că este o televiziune atipică, inovatoare și unică, cu un scop foarte definit și Dumnezeu are un plan mare cu Alfa și Omega. Eu, fiind și evreu pe partea maternă, am văzut cum Alfa și Omega a binecuvântat în multe feluri poporul Israel, poporul sfânt, și cred că pentru această credincioșie, loialitate și dedicare, Dumnezeu va ridica Alfa și Omega la noi nivele spirituale, încât va ajunge una din televiziunile cele mai importante din lume. Shalomul să fie peste Alfa Omega, prosperitatea, shalom, binecuvântarea, harul, favoarea, dezvoltarea împărăției lui Dumnezeu prin Alfa și Omega. La mulți ani, Alfa și Omega! Tot ceea ce facem noi astăzi, o facem pe umerii înaintașilor și cred că Alfa și Omega a fost și este unul din înaintași care au căutat să folosească tehnologia, să comunice adevărul lui Dumnezeu oamenilor, să ajungă la cât mai mulți oameni și asta e ceea ce facem și noi astăzi și ne bucurăm să fim împreună la aniversarea de 30 de ani să ne bucurăm de tot ceea ce Alfa și Omega au reușit să influențeze și să facă în lumea asta. Uh.
Da, din acest grupaj de câteva opinii, sigur că fratele Emanuel Perță din Oradea, care este pe jumătate evreu, apreciază Alfa Omega și oarecum am auzit din gura unui tânăr faptul că el crede că Dumnezeu va binecuvânta Alfa Omega, pentru că Alfa Omega e un canal de binecuvântare a Israelului. El are o inimă mai specială pentru Israel, chiar dacă este tânăr, dar a fost crescut și educat în această atmosferă pro-Israel, în familia lui, și noi credem la fel. Dacă suntem de partea Israelului, suntem de partea aceea ce iubește Dumnezeu. Și cine binecuvântează Israelul într-un fel sau într-altul, prin rugăciune, prin vorbire de bine, prin ajutor, în fel sau dintr-altul, prin a fi de partea lui în această vreme, prin a fi aliniat cu planul Domnului, cu Israelul, prin toate aceste lucruri atragem binecuvântarea lui Dumnezeu. Da, a fost și Daniela Grigor de la Preventis Cluj, o organizație care este foarte preocupată de a aborda preventiv problemele dependențelor de diverse substanțe, cum se exprimă Daniela și moderatea în interviu, substanțe care aduc dependență multor tineri. Și, într-adevăr, Filip Kerekes spunea în final de faptul că el este fiul Floricăi Kerekes, o tradiție creștină de slujire în familia lor. Spunea Filip că vede în Alfa Omega un înaintaș, înainte mergător, ceva pe umerii căruia generațiile noi se ridică și construiesc și zidesc mai departe. Și acum, pentru că suntem în această zonă de valori creștine, zona de business, cum a fost acest aspect al IT-ului, am vrea să inserăm aici o contribuție nu foarte veche, de câteva luni de zile, a lui Michael Baer, un părinte, un fondator al conceptului a mișcării afaceri ca misiune, business as mission. Și noi ca Alfa Omega ne numim și scriem pe toate materialele Alfa Omega misiune prin media. Iată că el se referă strict la partea de business, de afaceri, și le spune afacerile ca misiune. O contribuție a lui, după care revin cu câteva comentarii. What do I see happening in Romania? How do I see that part of the world in the Southeastern Europe context? And as I mentioned in the last video, I had the chance to speak at a business as mission conference in Bucharest in February, and I talked about then beginning to see what I believe is God making an epicenter of Romania in particular, and Southeastern Europe in a more broad sense. And what I mean by that, when you think about an epicenter, you think about an earthquake. There's the place the earthquake happens, and then from that, the tremors go out, they spread out to other areas. And that's exactly what I think is happening in Romania. I had that sense before I went over this year. I had that sense when I was there. I had a chance to meet with a wonderful Romanian brother of mine in Holland just recently. And I still have that same sense that God is doing something very special in that part of the world. And the reason I say that is, first of all, I just sense it in my spirit. And I don't profess to be a prophet. I don't profess to have some super understanding of what God's doing in the world. But that's just a sense I get inside my spirit that God is really raising up something special in that part of the world. The reason I do think that, though, is number one, I see a great hunger for the Word of God. I see a hunger for the kingdom of God. I see a hunger for understanding what it means for salt to get out of the salt shaker, for Christians to get out of the church buildings and live and serve and disciple people in the marketplace, in the school, in government, in all aspects of society, because that's what we're supposed to be doing from the very beginning. And the others, this goes with that in a very powerful way for me. It's the idea of humility. I see a willingness to learn, a willingness to be taught, a willingness to be wrong, a willingness to take risk that's all based on knowing and trusting in God. And that's where God works. Grace responds to humility. Grace rushes to humility. Grace gets on the fast track to humility. And whenever a people or a country began to express that sort of humility, that acknowledgement that, Lord, we need you, that's where great things are going to happen. The other thing I'm noticing is that the shadow of totalitarian communism it does fade slowly. And for those of you in that part of the world, you know that better than I do. It's not been that long, and it can take a generation or more for all of the darkness to fade away. But I do see it fading, and I feel, while it's slow, it's also sure. It's like the rising of the sun in the morning. It doesn't
come up really fast. It comes up gradually, and there's the clouds that get lit up before the sun shows itself. But you know when you see that, sure enough, it is going to rise. The light will shine. And I, again, this is my sense that God is shedding his light in that part of the world. And second, that he's moving in his church. He's raising up godly men and women who are willing to step out, are willing to speak the truth in love, who are willing to take risks and challenge authority with humility, and not run for the cover of darkness, not run to hide from the things that may happen as a result of taking that stand. So I am so optimistic about that part of the world, Romania in particular, because I know it better than the other countries in that region. But I really believe that God is taking an area that has been sort of unknown and off to the side, and he is making something special happen there. A fost Michael Baer, fondatorul mișcării Business Mission. Noi am publicat 6 cărți de el, le am aici pe masă, o să vă spun câteva vorbe despre el. El spunea, printre altele, și am subliniat și cu alte ocazii, faptul că vede în România, chiar dacă nu este profet de profesie, dar a simțit în Duhul lui că România va fi, ca, cuvântul folosit de el este epicentru, ca un punct de referință, un centru a unui cutremur spiritual care va impacta țările din jur. Și oarecum am ținut să subliniez acest lucru. Am spus și în alte ocazii, am spus și acolo la întâlnirea de tineri de la Hackathonul de la Cluj, și de câte ori am ocazia, cred că România și în zona de business și în zona de impactare a societății joacă și va juca un rol important. De-aia vă provoc de câte ori am ocazia pe dumneavoastră care slujiți în biserici, atenție, slujiți în biserici la anvane, în biserici, în deziduri de biserici, dar atenție, este important ca slujirea dumneavoastră să vizeze și lumea de din afară, lumea afacerilor, lumea care se confruntă cu probleme, lumea care lucrează, care face, care de luni până sâmbătă operează în câmpul muncii. E și acolo un loc de misiune important. Educați, învățați pe cei care vă slujesc în biserici să fie martori al lui Hristos oriunde Dumnezeu îi pune, începând, cum spune, de multe ori de la scara blocului până în locurile cele mai importante în care ei slujesc. Și pentru că am vrut de Michael Baer, intrați pe librăria noastră alfaomega.tv și vedeți acolo mai multe resurse de Michael Baer. Eu vi le prezint așa foarte pe scurt: Afaceri ca misiune, cartea lui de căpătâi, Desfințarea graniței dintre sacru și secular, mult mi-aș dori să facem această diferențiere, Antreprenorul misionar, ultima lui broșură, dar fiecare antreprenor este un misionar în felul lui, Misiune prin afaceri, că nu ești șeful, majoritatea nu sunt șef când fac misiune prin afaceri, am fi mare și totuși mic despre smerenia, chiar pentru lideri și oameni bogați în afaceri, și o carte care este provocatoare chiar prin titlu, Pastorul și oamenii de afaceri. Cu aceasta vă las pe mâini bune, vă reamintesc, așa, este o chemare care se amplifică de aici, de la noi, de la Alfa Omega, de a ne ruga la ora 10. Nu luați așa ca un lucru de apucat. Este o chemare la pocăință în toate planurile și toate modurile pentru națiunea română, pentru credincioși, indiferent de culoare confesională. Sunt timpuri dificile, vremuri dificile peste noi. E nevoie să ne rugăm pentru protecția țării, la granițe, pentru lucrarea Domnului din România ca să depășească orice fel de bariere. E timpul să ne rugăm pentru alinierea României la planul Domnului pe toate fronturile, și pentru că este un an al deciziilor, alegerilor, să ne rugăm și pentru ca în dregătorii, începând de la nivel de jos până la cel mai de sus, să fie aleși oameni cu frică de Domnul, care să facă, să împlinească și să fie instrumente în mâna Domnului. Este un an de răscruce, de căpătâi pentru România, să fim parte, prin rugăciune, dacă nu putem altfel, din ceea ce Dumnezeu face în România în această vreme. Sperați, oameni bune, pe săptămâna viitoare, și vă doresc sărbători fericite. Suntem în săptămâna mare, sărbătorim Paștele așa cum putem, cum vrem, cum știm, dar să nu uităm că să-L avem pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Alfa Omega înseamnă, este numele Domnului Iisus Hristos, pe care îl onorăm, pe care respectăm și de care vorbim într-un fel sau într-altul de aici, din studioul Alfa Omega TV. Sărbători fericite, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe săptămâna viitoare. Nu uitați, rămâne și viți mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.
Michael Baer este fondatorul mișcării afaceri prin misiune, sau misiunea ca afaceri, depinde cum traducem în limba română, prima lui carte, cartea lui de căpătâi, afaceri ca misiune, o carte pe care o găsiți pe librăria alfaomega.tv, o carte care descrie acest concept și vă face să gândiți altfel parte de misiune, nu ca o treabă seculară, ci ca o treabă, ca o activitate pur spirituală. De altfel și această a doua carte, Desfințarea graniței dintre sacru și secular, vorbește despre faptul că între sacru și secular, între biserică și lumea de afară, între amvon și societate, nu există nicio diferență, este o formă de slujire în locuri diferite. O carte de provocare pentru slujitorii din biserică, pastorul și oamenii de afaceri, din păcate este o barieră, o rupere, o carte care, cum arată și coperta, vă oferă o punte de a reconsidera prezența oamenilor de afaceri în biserica în care slujiți, a fi mare și totuși mic, o altă carte de același Michael Baer, pe care o găsiți în librăria Alfa Omega TV, aceea de cât ești mai mare, cu cât ești mai bogat, mai influent prin poziția de business pe care o ai, cu atâta ești totuși mic. Asemenea, Domnul Iisus Hristos, care a slujit, fiind în același timp liderul liderilor, domnul domnilor, dar fiind în același timp cu șterganul într-o parte și cu ligheanul în altă parte slujitor cu care s-a interfațat. Și ultimele două cărți, Misiune prin afaceri, că nu ești o șeful, o carte pentru fiecare, pentru că fiecare este chemat să fie misionar, indiferent ce poziție ocupă pe scara ierarhică, și Antreprenorul misionar. O provocare pentru fiecare om de afaceri. Afaceri mari, mici, milionari sau mici întreprinzători, de a considera că munca lor, antreprenoriatul lor pe care l-au, este o formă de misiune, o misiune pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. Toate acestea le găsiți pe site-ul alfaomega.tv la secțiunea librărie. Le puteți comanda online, puteți da un telefon la telefonul aflat pe ecran. El vă vor veni acasă prin curier cu plata prin ramburs.